Eu singur l-am criticat pe Plahă pentru tot corupția care el a încercat să organizeze în Interpol. Și am vorbit despre asta public și foarte dur. Cum își promova oamenii, cum ajungeau la anumite funcții, padruși, tone de mâncare, tone de băuturi alcoolice și tot așa. Dar astăzi, ребята, voi conduceți țara. Și astăzi, ții minte, după Landromat și după furtul miliardului, scandalul ăsta cu Interpolul e doar la început. Este... Și ce-a spus doamna Drăgălenă, ta capla în mori, crede-mă. Adică acolo e mult mai grav, că dacă au ajuns deja serviciile din alte țări, vii în Moldova, și să participe la unele operațiuni, că nu au venit cumva să-i ajute pe noștri. Ei au venit că cumva chestiile astea deja au început să afecteze securitatea națională a statelor lor. Și doar îți spun o chestie din asta. Căruci, tătă operațiunea despre care a vorbit doamna Drăgălenă cu preț de pres, păr loc de mi-era în Dubai cu o săptămână înainte, ca să înțelegi. Deci, tăți o știut, dar nici o podrugă la anturaj nu a spus cu o săptămână înainte, că e ca păr loc, nu, eu cac bă în Dubai, ca că ești trezvie. Am un percheziție, tăți s-au făcut curățenie pe casă și așa mai departe. Deci, așa operațiunea în secret i-au făcut și s-au dus ei să-l aresteze pe șeful ONCB, că el avea acces la bani. Ребят, șeful ONCB Moldova, în tot schematozul ăsta, dacă și-ar fi avut o treabă pe căpătec așa, acolo a fost lupi băgați și de la noi, din altă țară, mai ales plăhești după ce au plecat, știi cum, de-am pe mulți nu-i controla, dar au o schemă, unii pățani au făcut, crede-mă, 10 de milioane de euro, 10 de milioane de euro. Deci îți spun că asta e Landromat 2. Pur și simplu, nu vreau să dau datele, mai multe date, că să nu fiu acuzat, știi, că le stric operațiunea, așa mai departe. Dar și operațiunea stricată, dacă podruzile la discotec, în club de noapte, vorbeau chiar că purlog în Dubai, ca și percheziții, au venit și tipa cineva de peste hotare, tu da și da, așa mai departe. Căruci. Dar încă o dată, la nebunii noi devenim într-adevăr vedete mondiale, cu părere de rău.